Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. A vrut să fie regele șoselelor, dar la un moment dat, mașina condusă de el, în care se afla și un prieten, a părăsit carosabilul, a rupt glisiera unei pasarele care face legătura peste calea ferată între orașele Pitești și Ștefănești și a căzut aproximativ 8 metri cu autoturismul peste un gard de tablă al unei locuințe. Mai multe detalii în doar câteva minute. Protest inedit în comuna Poiana Lacului. Disperați că șefii Companiei Naționale de Drumuri nu dispun reparația podului rupt în urmă cu mai bine de o lună pe DN67B Pitești-Drăgășani și că sunt izolați, localnicii, cu mic cu mare, au protestat într-un stil original, cum aflați imediat la Observator. Fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, a fost condamnat de Curtea de Apel București la 9 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la aproape 1 milion de euro. Ce spun socialdemocrații argeșeni despre această decizie? Aflați imediat la Observator. A vrut să fie regele șoselelor, dar la un moment dat, mașina condusă de el, în care se afla și un prieten, a părăsit carosabilul, a rupt glisiera unei pasarele care face legătura peste calea ferată între orașele Pitești și Ștefănești și a căzut aproximativ 8 metri cu autoturismul peste un gard de tablă al unei locuințe. Conducătorul auto și amicul său, băuți bine, au ajuns la spital, iar polițiștii confirmă că tânărul cascador, fără voie, avea o alcoolemie de 0,86 mg alcool pur în aerul expirat. Tinerii, ambii din orașul Ștefănești, s-au cinstit în localitatea de Baștină, iar ulterior s-au urcat în mașină și au plecat spre urbea vecină, Pitești, unde urmau să se întâlnească cu o fată. Nu au mai ajuns, deoarece pe pasarela de pe DN7, șoferul a apăsat foarte tare accelerația. Mașina a derapat și a intrat pe contrasens, unde a rupt glisiera podului și a căzut 8 metri peste gardul unei case, distrugându-l pe o lungime de 5 metri. Localnicii care au auzit bubuiturile au sunat imediat la 112. A intrat mașina de pe contrasens din partea asta și cam atât. Erau două persoane în mașină. Și pur și simplu au sărit pe o pasarelă la înălțimea asta? Iau cu altă. Nu știu mai mult nimic. Ar fi fugit. Pune toată lumea. Șoferul, da, și-a luat-o direct după boschetul la mare de acolo. Către biserică. Toată lumea. Dar goare de acolo și reazi. Și că ar fi fost băut. Asta nu pot să confirm. Pasagerul s-a speriat și a fugit de la locul accidentului, iar șoferul a fost preluat la Spitalul Județean de Urgență din Pitești de o salvare a serviciului de ambulanță Argeș, care trecea întâmplător prin zonă. Ulterior, amicul conducătorului auto a fost găsit de echipajele medicale venite imediat la fața locului în urma apelului de urgență la 112 și i s-au acordat primele îngrijiri medicale. Mie m-a luat că aici mergeam la Pitești, aici mergem la Pitești. Încă mai ne întâlnim cu o fată. Te mai sui copile în mașini de-astea. Mamă, ce s-a întâmplat? Am derapat. Să nu mai stai cu mâna așa. Tu erai la volan? Nu. Prietenul al tău? Da. Și ați ajuns? Cum ați ajuns? Ați avut viteză sau cum? Ce s-a întâmplat? Da, derapat și... am căzut în... Ia mănuțul, ia unul. Victimele n-au fost găsite, au ieșit ele singure și au ieșit la drum. Una din ele a fost preluată de echipajul de la ambulanță, iar cea de-a doua am preluat-o noi acum. Și în ce stare sunt acum? Deci amândoi sunt în afara oricăror pericol, dar au consumat alcool și unul și altul. Ce spune că a avut mare noroc, având în vedere că... Nu că mare noroc, extraordinar de mare noroc. Deci la cum arată mașina, noi nu ne-am gândit că-i vom găsi vii. Șoferul cascador, care a vrut să fie regele șoselelor, are permis de conducere, dar și un dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate, după ce polițiștii l-au verificat cu etilotestul și au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,86 mg alcool pur în aerul expirat. Cei doi pacienți care au răni, care nu le pun viața în pericol, vor rămâne sub supraveghere la Spitalul Județean de Urgență din Pitești, iar circulația pe DN7 București-Pitești, în zona pasarelei de la Ștefănești, s-a desfășurat îngreunat timp de o jumătate de oră. Protest inedit în comuna Poiana Lacului. Disperați că șefii Companiei Naționale de Drumuri nu dispun reparația podului rupt în urmă cu mai bine de o lună pe DN67B Pitești-Drăgășani și că sunt izolați, localnicii, cu mic cu mare, au protestat într-un stil original. S-au apucat de reparații, au reclădit podul din hârtii și l-au inaugurat dorind să arate lumii că bătaia de joc a drumarilor a ajuns politică de stat. Înainte de a da drumul la lucrări, oamenii și-au ales și un imn. Și bineînțeles că acesta nu putea fi decât podul de piatră.
De o lună și jumătate, locuitorii din Poiana Lacului și șoferii care tranzitează șoseaua națională dintre Pitești și orașul Vâlcean Drăgășani au o problemă. Podul de peste râul Teleormănel a fost rupt de apă, iar circulația a devenit impracticabilă, astfel că toată lumea ocolește aproape 30 de kilometri ca să poată să ajungă la destinație, în timp ce demersurile localnicilor la CNADNR și autoritățile județene au rămas fără rezultat. Pentru a arăta cum se plimbă hârtiile, oamenii și-au început protestul cu o scenetă, iar rolul premierului, care a tăiat panglica noi investiții, a fost jucat de Dorel, un cetățean care tocmai se întorsese de la o nuntă. Stai, Dorele! Stai, Dorele! Stai, Dorele! Stai, Dorele! Vreți Sibiu? Da! Aia da! Alexandria! Aia da! Pitești, Poiana Lacului! Hai testul suprem! Ia, dați-vă la o parte! Dați așa că jine automobilul! Bagă! Să nu se răsparme! Oamenii din Poiana Lacului spun că sunt disperați de faptul că zilnic trebuie să facă ocol pentru a ajunge acasă și că nu mai pot suporta bătaia de joc a autorităților județene și centrale, care le-au transmis că vor aloca bani pentru refacerea podului, dar nu s-au ținut de promisiune. De ce ați venit astăzi aici? O să facem protest, să facă podul, să treacă ambulanța, pompierii. Asta e mai important. Oamenii intră la servici, păi pleacă cu 3 ore înainte și ajung tot așa mai târziu seara. Pe când? Să proțăpesc pentru un amărât de sac de bani pentru ăstea? Ce n-ai? Cât să mai stăm? Avem 2 luni și mai durează un an. De ce nu vine rău? Vine, te plătim. Toate taxile le plătim. Acciza pentru ce le plătim? Acciza la carburanți. Plătim. Pentru ce plătim? Ce facem? Suntem la jumătatea cu distanța asta, o parcurgem pe Negrea și pe partea cealaltă, câte 4-5 km și aia nu e asfaltată, deci pe unde mergem cu mașinile. Și pe partea ce cealaltă dacă o ocolim, și pe partea asta este pietriș și nu putem să mergem cu mașinile că le stricăm. Deci până ajungem la asfalt suntem cuprinși, nu avem altă posibilitate. Sperăm să facă cât mai repede posibil. Pentru că e greu, ocolim o oră, cam o oră facem pe partea cealaltă, pentru că e și drum nepietruit o porțiune și se ajunge foarte greu. Acum, dar în perioada de iarnă, va fi și mai greu. Primarul spune că a avut și el parte numai de promisiuni și nu de fapte și acesta, la rândul său, i-a mințit pe localnici că podul prăbușit va fi reabilitat. Au protestat pașnic, au protestat într-un mod de la acesta în care încercăm să sensibilizăm organele centrale pentru a face asta. Am arătat și cu mai multe probleme aici care sunt și sper că dumnealor să înceapă construcția, pentru că de 2 luni de zile aveam această situație gravă în care se află întreaga zonă, drumul Pitești-Drăgășan vorbim, nu vorbim numai de Poiana. Sătenii din Argeș spun că au întocmit o plângere pe care au înaintat-o primăriei și vor să-și continue protestele duminica viitoare în fața prefecturii Argeș și, dacă va fi cazul, sunt hotărâți să ajungă și în fața clădirii Guvernului României, dacă problema nu se rezolvă. Fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, a fost condamnat de Curtea de Apel București la 9 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la aproape 1 milion de euro. Alături de fostul președinte al Consiliului Județean, în același dosar au fost condamnați mai mulți funcționari publici și un om de afaceri argeșan. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Vestea condamnării fostului șef al socialdemocraților argeșeni și al Consiliului Județean a fost un șoc pentru mulți dintre apropiați, dar și pentru membrii organizației județene a PSD. Ce poți comenta la o asemenea condamnare? Ce comentariu să mai spun? Eu sper ca apelul să ducă la un alt fel de verdict. Cum pot să comentez? Oricum, nici celor mai... cel mai înverșunat dușmeni ai tăi, ai oricui ar fi, cred că nu dorește privare de libertate. Statutul nostru nu ne permite să comentăm de niciun fel deciziile justiției, însă eu mențin o părere pe care am spus-o de fiecare dată public cu tărie. De altfel, noi am fost printre oamenii care de fiecare dată ne-am bătut și am ieșit la bătaie și pe niște teme delicate ca acestea. Și vă spun încă o dată că eu cred în nevinovăția președintelui nostru, sau cel puțin în nevinovăția omului Constantin Nicolescu. Cel puțin în buna intenție a dumnealui nu este nicio ezitare. DNA l-a acuzat pe Nicolescu și pe alte 11 persoane că ar fi fraudat fonduri europene în valoare de 1,2 milioane de euro.
Procurorii susțin că au fost accesate fonduri pentru refacerea podului de la Căteasca, pe motiv că acesta ar fi fost afectat de inundațiile din 2005, deși podul era deteriorat anterior. De asemenea, DNA a mai susținut că firma care a construit podul a fost avantajată în cadrul procedurii de licitație, iar unele lucrări au fost subcontractate unei firme deținute de apropiața ai fostului președinte al Consiliului Județean. Peste 5 milioane de lei fonduri nerambursabile a primit primăria Bascov prin intermediul a două proiecte cu finanțare europeană. Ambele vizează reabilitarea și modernizarea celor mai mari școli din comună. Primul proiect a fost semnat la primăria localității în prezența directorului ADR Sud-Muntenia, iar al doilea a fost semnat la Ministerul Dezvoltării într-un cadru festiv. În prezența premierului Victor Ponta și a viceprim-ministrului Liviu Dragnea a fost semnat contractul care marchează încheierea 1500 de contracte de finanțare prin fonduri europene, prin programele operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Contractul care a primit alocare financiară nerambursabilă vizează lucrări de reabilitare a școlii generale din localitatea Bascov Centru și este derulat prin programul operațional regional 2007-2014. Absorbția și modul de derulare a programului cu finanțare europeană a fost tragedia României în primii 5 ani după ce ne-am integrat în Uniunea Europeană, am cheltuit doar 7% din ceea ce România avea la dispoziție. După 2012 a fost cu siguranță cel mai greu proiect, acela de a debloca absolut toate programele operaționale. L-am reușit, sunt foarte mândru de acest lucru, este o mare realizare pentru România. Pentru acest guvern, acest contract cu numărul 1500 reprezintă finanțarea unei școli din localitatea Bascu, din județul Argeș, și o să semnez astăzi contractul cu domnul primar. Iată că particip aici la semnarea acestui document foarte important de astfel pentru viața comunității din Bascu, pentru școlile din Bascu și de ce nu pentru tineretul comunei Bascu. Am găsit o înțelegere extraordinară la Agenția de Dezvoltare numărul 3 Sud-Muntenia, la domnul director general Liviu Mușac, care este aici și îl felicit foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru echipa care conduce domnule director general și pentru toată deschiderea care ne-a dat-o pentru promovarea acestui proiect. Valoarea totală estimată a proiectului este de 4,6 milioane lei, din care 2,5 milioane lei reprezintă valoarea alocării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuția financiară națională. Sute de elevi din cadrul școlilor post-liceale sanitare vor susține începând de astăzi unul dintre cele mai importante examene din cariera lor profesională. Atât în luna iulie cât și în cursul lunii august, peste 600 de viitori asistenți medicali argeșeni își vor testa cunoștințele în cadrul examenului de absolvire printr-o probă teoretică și una practică, dar și printr-o prezentare a unui proiect științific. În prima sesiune se vor prezenta la examen 216 elevi care doresc să obțină specialitățile de asistent medical în balneofizioterapie și de farmacie, iar cea de-a doua sesiune va debuta cu 400 de candidați înscriși pentru specialitatea de asistent medical generalist. Printre elevii care vor susține examenul de absolvire se regăsesc și persoane care nu dețin diplomă de bacalaureat, dar care au dreptul să urmeze o școală post-liceară sanitară. Din comisiile de examinare care sunt organizate în cele 4 centre din Pitești, fac parte și membrii ai Ordinului Asistenților Medicali, filiala Argeș. Este vorba de președintele organizației profesionale la nivelul județului Argeș, Ester Ambruș, de vicepreședinții filialei Nela Homeghiu și Ioan Dumitrașcu, respectiv de consilierul județean Cristina Leuștean. Aceștia dețin funcția de vicepreședinte în cadrul comisiilor de examinare, având responsabilitatea de a se implica în organizarea și buna desfășurare a examenului de absolvire. Având în vedere faptul că suntem înaintea unui examen, ce pot eu să le spun viitorilor absolvenți și să le urez mult succes, multă putere de concentrare astăzi și rezultate cât mai bune să înregistrăm. Iar după ce au absolvit cu brio acest examen, organizația profesională îi așteaptă să-i autorizeze în vederea exercitării legale a profesiei. Emoțiile sunt ca înaintea fiecărui examen, însă avem în spate profesori care ne-au susținut încă de la început și ne-au dat cele mai bune sfaturi și cele mai bune noțiuni. Așa că, cu siguranță, vom termina cu brio. Toți cei interesați să profeseze ca asistenți medicali o pot face înscriindu-se în Ordinul Asistenților Medicali, filiala Argeș. Aceasta îi va autoriza în exercitarea profesiei și îi va reprezenta în relația cu angajatorul.
Vacanța pentru jucătorii echipei CS Mioveni s-a încheiat. Echipa argeșeană va începe pregătirea pentru noul sezon de Liga a doua cu aceeași conducere tehnică, iar după ce se va stabili lotul final, se va decide și obiectivul pentru noul campionat. După o vacanță de aproape o lună și jumătate, fotbaliștii de la CS Mioveni își vor relua astăzi pregătirea pentru noul sezon competițional. Reunirea lotului va avea loc la ora 17 la grupul școlar de la Mioveni. Galbenverzii se vor pregăti pe plan local timp de 2 săptămâni, urmând ca apoi să plece în cantonament la munte pentru 10 zile. La reunire, oficialii argeșeni vor stabili programul de pregătire al echipei, dar și campania de achiziții pentru întărirea lotului cu care vor aborda noul sezon. De asemenea, oficialii echipei argeșene așteaptă să vadă în ce serie vor fi repartizați, dar și dacă se va renunța la sistemul play-off-play-out. Cristu Șapera, tânărul tehnician al celor de la BCMU Pitești, coordonează lotul național al României Under 20, ce va participa la campionatul european U20 masculin Divizia B, eveniment ce va avea loc între 10 și 20 iulie la Sarajevo. Șapera a confirmat faptul că va rămâne la Pitești și în următorul sezon al Ligii Naționale de Basket Masculin. Cristu Șapera nu este în vacanță, tehnicianul coordonând pregătirea naționalei României Under 20, ce participă în această lună la Europeanul de la Sarajevo. Acesta a declarat că la echipa de club BCMU Pitești au semnat contracte doar Orbeanu, Stănescu și Neguț. Cerea, Stănescu. Este vorba de Ilian Orbeanu, de Cezar Stănescu și de Alexandru Neguț. Pe Stănescu, să ne spuneți câte ceva, că dumneavoastră ați mai lucrat cu el. Da, Cezar este un băiat muncitor cu care eu am mai colaborat și cu care am avut o colaborare bună. I-am fost mulțumit de randamentul pe care l-a dat, chiar dacă în acea echipă nu a jucat foarte multe minute. Dar cred eu că este un jucător util, care se poate integra într-o echipă care poate aduce un plus de combativitate. Piteștenii se pare că vor schimba foarte mulți jucători din lotul avut în sezonul precedent. Echipa BCMU Pitești își va relua pregătirile în prima decadă a lunii august. Managementul echipei mi-a promis că va reuși aducerea unor anumiți jucători. Să vedem dacă acest lucru se va și îndeplini. Din păcate, șansele ca jucătorii care au fost anul trecut să revină la Pitești sunt destul de mici, din diferite motive. Pe lângă activitatea de la lotul național Under 20, Cristu Șapera va fi prezent și în acest an la o nouă etapă a programului de licențiere pentru antrenorii de basket inițiat de FIBA Europe. Bucureștiul a găzduit o nouă ediție a naționalelor în bazin descoperit. Notătorii de la CSM Pitești au avut o evoluție bună atât la fete cât și la băieți. Robert Glință cu 8 medalii și Bogdan Scarlat cu 4 medalii s-au evidențiat și la recent încheiata ediție a campionatului național în bazin descoperit de la București. Antrenorul Viorel Ciobanu a fost mulțumit de asemenea și de randamentul celorlalți notători prezenți. Cei care s-au remarcat au fost exact cei care i-am reamintit la Pitești, prin Scarlat Bogdan, Robert Glință, Răduță Bianca, Barbu Eduard, Spăvedescu Sabrina, care au și punctat pentru echipa din Pitești. Mulțumim de rezultatele CSM-ului la acest național? Deci destul de mulțumim, pentru că să nu uităm că a fost ediție ce afară a fost sfârșit acestei campionate naționale și am avut noroc și de o căldură cât de cât de prielnică și timpii și rezultatele au fost destul de bune pentru noi. Aceste naționale au fost un ultim test oficial pentru notătorii români înaintea campionatelor europene. Primii care intră în luptă vor fi juniorii care luni pleacă spre Olanda. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă în județul Argeș, atât la noapte cât și în cursul zilei. De mâine, cerul va fi senin, vântul va sufla în general slab, iar presiunea atmosferică va avea tendințe de ușoară și treptată creștere. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 14 și 16 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 28-30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Observatorul Local al Antenei 1 Pitești. Nu uitați, mai multe detalii găsiți pe piteștiantena1.ro. Numai bine, la revedere!